cu bucă. Dă-te la partea aia să intre moșul. Eu trebuia să mă spun. Stai scaunul acolo dacă vrei. Sau stai acolo. Stai acolo dacă stai mai bine. Da. Aveți și voi telefon, aveți și voi poze, că veni moș. Asta tot. Nu înțelegi. Te-a întrebat când ai fost ultima oară la grădini. Adică când ai avut sărbare. A luat cu leșine. Stai să vă zic ceva, mama. Nu înțeleg ce zici. Te-a întrebat când ai fost la grădiniță ultima oară. Așa ai venit tu? Știe că tu n-ai rămas acolo să mănânci, să dormi, moșu. Da, știe. Păi știe. Păi știu eu, dacă nu știu. Păi du-te și dă-i o explicație acum, ia vezi. Spune de ce și cum. De ce n-ai mâncat mâine? Pentru că am mâncat de multe ori la grădini și am vomitat. Și de spațiu din cauza asta n-ai stat? Da. Ai avut indispoziție stomacală? Da. Poate rezolvăm să vină doamna la tine. Doamna Crăciunicea? Nu. Doamna educator. Da. La grădini? Vrei să o primești? Da, o primesc. Am înțeles. Foarte bine. Bine, dar nu știu dacă o să accept. Da? Ce zici? Poți să rămâi și la grădiniță? Da, rămâi și la grădiniță. Eu am primit niște informații că ar fi bine să-ți aduc cadourile la grădiniță. Da, mai mi-a adus-o. Deci nu ți le dau acum, ți le dau la grădiniță, zici? Nu, zic că mi-ai adus odată cadou la grădini. Aha, și acolo le vrei acasă. Nu? Da. Cu minte ești? Da, sunt cu minte, normal. Mai sunt alții care poate să spună că tu ai fost cu minte? Da. Cine? Prietenii mei. Prietenii mei nu cam nu, că ei nu, ei... Care și ei sunt la fel de cuminți ca tine. Da, sunt pe lista mea. Am înțeles. Lista da. Neagră, cred. Am făcut de râs moșul. Mamă, dar nu înțeleg, moșul stai. Știi că, că știi că eu am bani de jucării. Am înțeles, ia loc. Ia loc, ai zis? Dar poți să mă zici cu o poezie? Moșul vrea să vede moșul, dacă nu-i bine. Poezie care nu se vede. Da? Legumele toate sunt izvor de sănătate, consumate zi de zi de părinți și de copii, o sursă de vitamine. Ele sunt pentru oricine. Usturoiul alungă boala, ceapa vindecă răceala, vrânza verde de spanac face bine la stomac. Bravo! Bravo! Dar de ce insist să zici așa sub lung, așa 200 de tramvai? Păi nu pot să zic așa. A, am înțeles asta. 200. Nu știam de ce... Nu știu, dar ai auzit că am desenat și ai venit repede? Am auzit un fapt că n-ai fost la grădiniță. Păi am pregătit să facem gafcale, să deprindem. Da. Am înțeles. Păi eu, ce să spun, nu prea m-ai convins cu poezia, da, dar cu lipsurile astea... Și cu mâncarea, moșule, că el nu mănâncă mâncare. Ba da, mănânc. Nu fii mincinos, că moșul știe că nu mănânci. Și nici legume. Da. Legume, mai ales... Ce-ți dorești tu, Feva, primești? Să
toate mașinile. Adică parc auto? Toate mașinile. Dar cum se numește marca aia de mașină care o dorești tu? Lamborghini, Vlogan, nu știu. Toate mașinile doresc. Păi ce-i cerut? Ce-i cerut pe scrisoare lui Moșu? Mai cunoști sunetul ăsta care vrea toate mașinile? Da, e aici. Dai să-ți scrie scrisoarea tatii. Nu mai e scrisoarea, că am trimis-o la poștă. Nu ți-am zis că nu mai e? Dar cum se numea mașina aia? Care, Lamborghini? Da? Da, Lamborghini se numește. Moșu, dar tu îl știi pe Matei? Care Matei? Corvin? Nu, Matei e prietenul meu, un prieten de-al meu care n-a fost niciodată cu minte. Îl știi, Matei ăla! Băi, ce să se încară rău, că nu te-am luat niciodată. Pa bune. Deci nu ești cu minte, l-a scapat la garnituri. Adică n-am înțeles. Ești o sursă de informații, nu se impune de-a numai la televizor. Să le inspiri duș. Și ce-a făcut ăsta, Matei? N-a fost cu minte, n-a făcut temele de melodie. Să văd cum am luat Matei tu. Pe tine cine te-a învățat să mirfui, doamna învățătoare, Bianca? Nu, o cheamă doamna Lili pe doamna mea. Păi nu, pe a lui. Păi eu nu știu ce poate, nu știu cum. Ah, crezi, nu, că și doamna Bianca m-a chemat să stăm de vorbă pe tema cu Matei. A, te-a chemat? Aici, ia vezi, asta-ți place? Da. Da? Uite. Îți place, deci, nu? Da. N-ai vrei vrut? Da, te-a chemat. Ușor. Uite, ia ușor, vezi cum o parchez, ușor să ne dărâm pe aici. Nu știu. Că dăută Raisa, îl pun aici. Păi nu știu, de unde? Ce? Că ai convingerea că și Raisa a primit cadou? Da, și Raisa. Niște păpuși. Din asta? Te-ai gândit bine, moșule, că la silueta aia trebuie să ajungă ea? E moșina care mi-a dat pe el. La Lamborghini? Da, Lamborghini. Raisa Maria. Cine e Raisa Maria? Eu. Tu cred că trebuie să... Nu știu dacă e bine poezie. Să-mi cânti sau să-mi dansezi. Dar nu faci victime pe aici de îmbrăcat. Ai curaj să dansezi sau să spui poezia? Nu știu ce să spun. Ce poezie, este? Mai bine. Nu poezie, mă, la tine toată treaba e din mișcare. Am informații... Bani? Am informații clare că ai făcut bani. Gata, știu ce e. Sărbăcele, nu? Sau hârtie? Lasez. Ce crezi tu că știi mai bine? Hai să stă vedem. Muncioace. Nu știu dacă cred că ce face de care. E un pic acolo, câțiva pași, haide. Doi pași și asculti. Mama mea, ce faci? Ce dansă-ți face ție? Păi... Nu înțelegi? Ai păi nu mă știu, nu mă știu. Uite acolo. Ceacea, ha? Nu, vals lent, puritate. Pune la televizor. Mama, ai fost cu minte să vină Moșu? N-a venit? Eu cred că vine, dar eu știu dacă ești cu minte. Ai fost cu minte să vină Moșu? Vedem? Stai că sacul ăla e cam plin. E sigură că ai fost cu minte? Am fost cu minte. Atunci ai șanse. Ce faci, pui sau vezi alfabetul? Nu te faci zi. Nu te faci zi.